zice, de lucru cu animalele. Toată lumea se ocupă de animale. Toată lumea, da. Aproape toată lumea. Deci cei care pot, bineînțeles. Care-s bătrâni și nu mai pot și nu-i ajută tineretul, renunță. Jesse, laba. Numai nume exotice. Noi avem numai nume exotice. Deci așa-s brufetile. Asta o cheamă Miri. Are o săptămână jumate. Și pe maică sau o cheamă Jesse. Merge treaba mai bine așa, cu numele exotice? Foarte bine! Îți mai iubite! Foarte, foarte bine merge treaba cu numele exotice. Cum ați ajuns să le botezați așa? Deci la fel sunt foarte dragi animalele și le iubesc foarte mult. Și atunci eu am acceptat să le pun aia de nume. Și eu am acceptat numele care le-au pus ele. Care au hotărât ele. Nu e ușor să le strigați așa când nu merg la... Nu mi-e greu. Mi-e ușor, că mi-e strat și mie și-mi plac. Și mai... Cel mai amuzant este faptul că păstorii în vară îmi rețineau mai greu aceste nume. Spre exemplu, la Jesse îi zicea Jofi. La Pamela, cele mai multe ori îi zicem Pam. Pam, nu Pamela. Noi zicem tot întreg numele. Și la Mirinda, Miri. De ce Pamela? Care e Pamela? Pamela, aici. E o legătură între nume și vacă? De ce Pamela? Pamela pentru că a avut un uger foarte, foarte mare când o păta și pe-aia a zis că îi zic Pamela. Deci e o legătură între dotările, siliconele, mai bine spus. Celebrele actrițe? Păi cu... sigur că da. Avem avut sânii mari și cred că de acolo să... S-a făcut legătura. Și alte legături, hai să întreabă noi. Jessica, deci asta am ținut-o noi evițică, deci o fătat-o altă vacă la noi și o fătat-o Joia. Și fetele au zis că o să-i zică Jessica, Jessie. E o tradiție, și Jessie o rămas. E o tradiție în a lega numele vițelului de ziua din care s-a născut. Deci, dacă e luni, lunaie, dacă e marți. Deci trebuie cât de cât să fie o legătură între numele zilei și numele animalului. Ca să poți ține minte ziua în care s-a născut. Dați-mi câteva nume, dacă e luni, lunaie, marți? Marți, mărțișor sau... Mândraie sau... Miercuri. Depinde. Nu vin acum în cap toate numele, dar e obicei așa. Joi, Joiană. Joiană, da, de la Joi. Sâmbătă, Sâmbaie. Uh-huh. Aici este să-ți fac toaleta. Miri, le place foarte mult curățate. Se știu strigate pe numele astea? Da, se știu strigate pe nume și la pășune. Deci reacționează la nume sau dacă le strig, deci reacționează. Și vițelușul, și asta, Miri reacționează. Miri? Mai ales când vede biberonul. Da, asta se-i dat. Ciurdaru se descurcă mai greu să le pronunțe? Ciurdaru sunt... Oameni mai în vârstă și nu au putut zice Jesse, eu zic Jofi. Și apoi pentru ei e Jofi. Hai, Miri. Hai. Ne-ai tras biberonul. Hai. Cam așa să rim masa. Ca niște vedete, nu? Da. Miri, vrea porție dublă, nu-i să mulțumește cu un bidon din ăsta, îi pun al doilea. Aveți lista de nume pregătite și pentru următorii? Deocamdată, acum toate au făcut vițeluși, toate au avut, deci numai la anul viitor. La anul viitor, când vor mai face vițeluși, să sperăm că ne mai îmbogățim cu alte nume. Mai frumoasă, mai împrumutăm. De unde o să vă inspirați? Din filme, din... Din filme, din realitate, din după zilele săptămânii, după cât e frumos. Depinde. Nu întotdeauna așa, când îl fată vac, așa e un eveniment și în momentul ăla vine inspirația. Cum să-l cheme? Acum să schimbă și cu numele astea. Nu e ca mai de mult. Ce nume aveți în grajd aici la animale? Acum, nume domnește acum, Jesse, Pamela, Miri și...
Păi, trebuie să învățați engleza să le strigați, da, nu? Sigur, da, sigur. Acum nu mai zice bumbă și vioară sau mândrate. E pe internet, dacă se poate învăța engleza. Mai căutați și pe internet, așa, după nume? Sau? Eu nu, dar tineretul, da. Bineînțeles, dacă auzim un nume frumos și ne place, da, auză la televizor și de la televizor punem nume și la câini, și la pisici, și la băcuță. Deci s-o schimba, s-o schimba. Acum și porci au nume. Care dă mai mult lapte, Pamela sau Bambi? Bambi. Bambi e că Pamela are numai o săptămână jumate și în timp le vine laptele. Bambi dă mai mult, mai mult lapte. Jessie? Și Jessie dă. Dar cea mai bună de lapte e Bambi.